Hei, hei, bună, bună, dragii mei, eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Flight Simulator 20, sau 2020, mai bine zis, sau Microsoft Flight Simulator 2020, MFC și gata, MFC și gata, am rezolvat problema. Dragii mei, știți bine că mai facem și live-ulețe, dar ce e episod, e episod, tata. Facem și continuăm seria noastră, așa cum v-am promis. Astăzi începem, să spunem așa, tutorialul jocului și anume Flight Training. Așadar, o să începem de la bun început cu prima lecție a acestui joculeț și, bineînțeles, ne conformăm. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun, spune că trebuie să cunoaștem aeronava, trebuie să ne familiarizăm cu controlele basic și, bineînțeles, să învățăm să facem niște chestii, să folosim throttle-ul. Practic, decolăm de pe același aeroport și aterizăm pe același aeroport. Altitudine 6400 fit înălțime. Hai să vedem dacă și ca la carte. În funcție de cum îl facem, vă și explic despre ce e vorba, adică ce trebuie exact, cine cere, că practic de asta îl facem noi. Traducem? Nu o traducem, dar pur și simplu încercăm să urmăm și noi tutorialul. Poate vă ajută când, eu știu, poate vă apucați și voi de joc. Și atunci vedeți unde am greșit eu, ca să știți voi să faceți bine. Bine, eu l-am mai făcut odată pe live, dar l-am făcut de toți banii. Dar mai facem odată și aici, cu voi. Hai să-i dăm drumul. Ready to fly. Dăm în spate. Deocamdată conduce instructorul, noi nu avem treabă. Ne întreabă dacă suntem gata de zbor. Suntem gata. Și începem să cunoaștem controlul avionului, dar întâi ne punem să ne uităm un pic în jurul nostru. Da. Apăsând control C, ne spune că putem să selectăm joystick-ul pe care noi îl dorim. Acum, iarăși, pentru a controla mai bine camera, putem să o facem și de pe săgeți. Da? Aici, în momentul ăsta, ne spune să folosim săgețile de pe tastatură, să ne urcăm sus, jos, ca să avem o înălțime corespunzătoare, așa cum ne dorim. Așa, putem să ținem, apăsa click 2 pentru a ne putea duce cu camera cum dorim noi. Da? O să selectăm acum pentru, o să selectăm o cameră de interior. Am poziționat-o în felul ăsta, ținem apăsat câte L, alt 1 și după care alt 1 și avem camera prestabilită pe avion, din bord, bineînțeles. Pentru a vedea aeroportul unde trebuie să aterizăm, apăsăm pe butonul X, dacă avem un controller Xbox, da? Vedeți că ne-l arată în dreapta, acolo sus, da? Îl vedeți chiar în colțul geamului de avion, da? Ok. Și acum a preluat controlul avionului. Noi îl controlăm, ca să știți. Pentru a intra în autopilot, putem, de exemplu, să folosim End. Și după aia apăsăm tasta Insert de pe tastatură. Și în momentul ăsta, avionul merge aproape singur, adică își menține, înălțimea, ca să știți, da? Ok,
Hai să ne dăm tot dinăuntru. Acum ne spune să întoarcem avionul. Asta și facem. Folosind joystick-ul de pe controller, din stânga putem să virăm stânga sau dreapta, dar bineînțeles putem să folosim și padelele de jos, dar sunt foarte, alea, sincer să fiu, sunt de folosit în momentul când ești pe pistă. Deci padelele astea de pe controller sunt mai bine să le folosiți în momentul când vreți să virați pe pista avionul, pentru că din ce am sesizat eu în aer sunt foarte, foarte, foarte sensibile și vă întoarce foarte repede. Ia uitați. Ia uitați. Pedala, cu padelele, da? Ia uitați. Foarte, foarte. Deci trebuie să apăsați foarte puțin și e destul de aiurea. Bun. Ne întoarcem în avion. Spune să ne întoarcem înapoi. Ask any pilot and they'll tell you. Aviation is all about speed and altitude. Hai să vedem. Notice when you're pitched up, climbing higher. Hai să vedem unde e aeroportul, în spatele nostru. Deci o să ne întoarcem un pic. You likely need to increase power to continue climbing. Instead, for now, just pitch back down. Spune să ne ducem un pic jos. O să ne ducem un pic. Da, da, da. Zice ca să crească viteza, trebuie să ne ducem în jos. Fără să accelerăm, adică să menținem aceeași durație a motorului și dacă ne ducem în jos, atunci viteza crește. E logică această chestie. Uite, avem aeroport în față. Let's see you put them to use. Try to skew the aircraft's nose to either side. Ok. Ei, acum ne pune să folosim padelele de care eu vă spuneam și le vom folosi. Ia uite-l cum face, bobiți. Oh, e greu de folosit. Ne-a pus să urcăm un pic sus. Ok. Zice să oprim puterea motorului. Apăsăm pe B. Se face chestia asta. As you may have expected, without power, your altitude decreases. E logic că pierdem din înălțime acum. Dacă încercăm să ridicăm sus, pierdem din viteză. Hai, acum îi băgăm înapoi puterea. Să vedem. Și mai reducem o dată. Hop. Gata. Asta se joacă cu noi, bă, bobiță. Asta râde de noi. Hai să întoarcem. Da, nu prea îmi place să folosesc acele padele, ca să spun așa, pentru că sunt foarte sensibile. Deci cam asta a fost prima lecție pe care am avut-o astăzi. Încercăm să... Este așa, Ctrl, Alt, X. Gata, a preluat controlul instructorul. Nu ne-a mai lăsat pe noi. Da,
cam asta a fost pentru astăzi cu prima lecție de zbor. Da, n-a fost cine știe ce, dar am învățat niște elemente de bază, cum să controlăm cât de cât un avion de dimensiunea asta și bineînțeles unde să ne uităm, ce să urmărim și la ce folosesc manetele astea de prin avion. Sunt sigur că nu le-am explicat conform cu instrucțiunile de pilotaj ale școlilor în domeniu, dar atât cât am știut și noi, am spus ce și cum. În principiu, cu un controller de genul ăsta se poate conduce un avion de mici dimensiuni mai ușor decât cu o tastatură și un mouse. Asta așa, ca să știți. Una peste alta, ne vedem data viitoare cu următoarea lecție de zbor. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Nu ezitați să folosiți butonul de like și dacă vă place seria, scrieți-mi în comentariu. Revenim și data viitoare. La revedere, numai bine! Thank you.